Deci prin sentința de astăzi, instanța de judecată i-a recunoscut vinovat pe primarul orașului Oleneș în comiterea infracțiunii prevăzute cu 328 alineatul 3 cod penal exces de putere și 327 alineatul 2 abuz de putere, condamnându-l la 4 ani închisoare cu aplicarea articolului 90 fiind condiționat suspendat executarea pedepsei, stabilind un termen de probă de 3 ani, cu privare de dreptul de a ocupa funcții în domeniul administrației publice un termen de 4 ani. Managerul șef al întreprinderii municipale Piața Șoldănești a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 327 alineată 2, fiind stabilit ca pedeapsă închisoare pe un termen de 4 ani, ultimul fiind luat sub arest din sala de judecată. Hotărârea instanței e definitivă sau este cu drept de apel? Nu este definitivă, este cu drept de apel. În termen de 15 zile, părțile care nu sunt de acord pot să o conteste la Curtea de Apel Bălți. Respectiv și Procuratura va examina legalitatea sentinței, deoarece noi am solicitat o pedeapsă mai gravă pentru ambii inculpați. Vom vedea motivarea instanței și ne vom aplica ulterior privitor la necesitatea contestării sentinței în cauză.